Incendiul a izbucnit la parterul unui bloc aflat în nordul orașului. Mai mulți locatari au sunat la 112 și au anunțat că nu mai pot ieși din apartamente din cauza fumului dens care cuprinsese casa scării. La fața locului au sosit pompierii care au evacuat un copil și un bărbat cu ajutorul unei scări mobile. Foarte mult fum, lume acolo, pompierii. Și au evacuat pe cineva? A plecat proprietarii. Alți 7 locatari aflați în apartamente în momentul izbucnirii incendiului au fost ajutați de pompieri să iasă din bloc. Apartamentul în care s-a aprins focul a fost distrus în totalitate. Pentru evacuarea fumului, pompierii au fost nevoiți să spargă acoperișul blocului. A fost fum mult? A intrat și pe sub ușă, și de afară, și după scară. Ne-a salvat pompierii, am la 3. În ce fel? Uite, ne-au coborât pe scări, legați cu oxigen. V-au pus oxigen? Da. Și nu? Numai geamuri pe scară. Eu m-am speriat, am făcut atac de panică. Momentan nu se știe de la ce a pornit incendiul. Cauzele și împrejurările care au condus la apariția acestuia fiind în curs de cercetare și stabilire. După aproximativ 30 de minute, incendiul a fost lichidat.